Jonah, if you can hear me, I think I'm still on the path at the spider trial. I'm gonna get to the top. Incredible. Jonah, I'm at the next trial. The Eagle. It has something to do with the wind. I'm still tracking west. Heading downward now. There's an underground river. At the end of these trials. The hidden city, but what else? I hope Jonah's all right. Still standing after centuries of earthquakes and storms.
Be a ladder if it was the right way up. Have to go down before I go up. Need to find where to start the machinery. Need to find where to start the machinery. Have to go down before I go up. To pull this by hand. I'll need to connect the winch to the central pillar. This looks promising. Magnificent. Got to make my way up. Thank you.
Got it. Okay, turn the next ladder, just like the first. More sails. I'll need to rope pull that barrier down. Might be a handle around here somewhere. The lever is too worn to hold the door. Oh, damn, that won't work. I can tether the anchor to keep the gate open. Tether the handle to that post. Tension from the winch. Need to hold the door open another way. Yes, that'll hold. There. Good. The ladder should turn now. Got to find another way up. Maybe I can climb the machinery. Thank you.
just got to keep climbing. Should be able to make my way down to the chamber from here. Jonah, I'm past the Eagle Trial. I must be closing in on the Hidden City. Impossible. I can't carry anymore.
Jonah? The view up here is amazing. The hidden city must be near. Laura, I made it through. I'm entering a cavern. Jonah? Enough space for that. Got to be more careful. Can't stay here. That was close.
right. Jonah, I may have found it. The hidden city. I'm gonna look for the serpent with a silver eye. Hello? Who's there? Hello? I can help you. Get back! You don't belong here! Listen, I know it hurts, but... Malfunction! Thank you. Wenger! Wenger! Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher. Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. You're not only my son, you're my heir. You must not court unnecessary danger. Had you not been there, would this woman have found us? I'm glad you're safe. If you're not with the cult, how did you find this place? I followed a map from a temple. I was expecting ruins, not you or any of this. The cult, why did they attack your son? I recognize their insignia. I know them as Trinity. I'm trying to stop them. Stop them from doing what? They're looking for an artifact. Some sort of box connected to a moon goddess. Why do you want it? To steal it? Sell it? No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Can I show you something? Do you know what this is? This is Paititi. You're already here. Paititi, the hidden city. But what's this eye? That is a place of death and sacrifice. And you think your artifact is there? Yes.
None who has gone has ever returned. I'd be willing to try. You would risk it simply to stop the cult? Yes. Bring him in. Jonah! Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Itzli, get this woman some clothes. Uchu, keep him company. I'll be back as soon as I can. All right. Pretty nice place. Quiet. Don't know your name. I apologize. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen, Unuratu. Itzli, you still owe me a scouting report. Yes, mother. There was one thing this morning. Yes? I saw Hakan debating with his neighbor. He seemed angry. As I came near, they suddenly stopped talking. Then they started laughing as if one had told a joke. He's planning something. Good work. Thank you, Mother. Hey. Hi. Look around if you wish. I will be the mark of Hei! Iată! Perfect, nu mai tastez acum. A, uite la ei, nu putem să ne uităm în stânga și în dreapta, în dar nu pot să mă ții la știi. Tu toți în stânga, eu în dreapta și așa privim amândoi. Sunt pe 0,5. Oh, eu 1. Nu e mai bine oricum. Da. Aș putea și 3, dar după aia aș putea zi, după aia sunt dubios. Foarte dubios, știi? Și mi-a aruncat niște priviri de fulgerătoare. Știu cum e. Hai că mă duc să salvez aici. După aia ne uităm, da? Nu te grăbi. Hakan! Așa. Au, Ritsu, ce face Ritsu? What is this?
Cultist. Vrea să arată ceva. Da. Codul Morse. Codul Morse. Face tot piu 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 piu. Încă dacă vorbesc cu el, sare pe cușcă și nu mai. Sare pe tine. Aki? Cușcă, tipă, o să vrea afară. Îți dai seama. Se plimbă prin casă, acum este în bucătărie. Și nu te audă, să nu te audă. Oricum vine înapoi când se întoarce mama, că s-a dus să facă pâine la aparatul de pâine. S-au cumpărat un aparat de la în care pui ingrediente, pâine. N-am văzut în viața mea, sincer. Adică știu că există, dar în viața mea n-am văzut. E fain, adică cum adică pui tot și pe aia, adică stai așa, tu pui ingredientele, apeși butonul start și gata. Mhm, iar între ore jumate se face, dar cum să zic eu, nu e ca și când e făcută de... Mâna cum trebuie și tot ce trebuie. Nu, este, cum să zic eu... Ca un cozonac sau? Da, la densitate e așa, e mică, dar e grea, are un film. Și e bun, adică se simte ca lumea. Dar da, e bun. A, asta e important. Păi, ne-a mântat! Aaaa! N-ai să fac să te zic, cred eu. Nu, dar ce... Dar nu asta, nu are. Păi, nu zile. Mintele mai comite textura. Aaaa. E important să fiu bun al gustului. Nu știu cum să explic, dar vreau să zic ingrediente. Our best hope is to find it first. Hey, stai așa. Acum mi-a picat fisa. O să-i fac o dată poză. Retribution will come! Hakan! Am înțeles. Pantalonii lungi sunt cumva negri. Do not jeopardize your rebellion for the sake of your brother. E pe cât. De ce? Pune-o mari. Frumos. Uite ce am găsit ieri pe... zi pe Facebook. Nu, pe ăsta, pe Instagram, pardon. Cine crezi că e acest om? Ăsta mi-e pe Facebook. Nu, eronat. E cineva care s-a deghizat în John Wick? Care s-a mânălăit cu el. Deci prima dată ai impresia că... Da, și eu, alo, să ne înțelegem, dacă nu citeam că el e brazilian, eu ziceam că e John Wick. Citeam că... Deci vezi cum Dumnezeu îl seamănă? Asta da, Sofie. Mhm, deci e perfect. Și a zis, că el e din Brazilia și toată lumea când îl vede zice John Wick sau Keanu Reeves, știi? Îi zice. Zice că el niciodată nu se va folosi de acest lucru, știi tu? Adică de chestia asta, că se pot face multe lucruri. Uite, astăzi am făcut o poză exact când am ieșit din schimbul 3 și iau. Vezi? Mm-hmm. Sunt albi, sunt muguri albi. Am și eu câțiva copății de genul ăsta. Hai că acum cu părul lung se vede puțin că e... Știți, vezi micile diferențe. Mici, dacă exact. Foarte atent, dar așa din nou. Așa dacă tu din prim... Poate geamă. Exact. Sau spatele, na, nu neapărat geamă. Mm-hmm. Și vezi, uite, nu am nicio legătură de sânge, adică sunt total diferiți, din zone diferite, neamuri diferite, tot. Și uite cât de mult poate să mănânc. Și zicem la un moment dat, 5 persoane pe tot globul care arată la fel pentru